asta se. Șeful IPJ Suceava, suspectat și acuzat de abuz în serviciu, cum acești oameni ai legii ajung să devină oameni ai șpăgii? Pentru că pentru o sumă de bani el trebuia să se implice în a salva carnetul de șofer al unui angajat al APIA. Da, în primul rând aș spune că mă surprinde creativitatea oamenilor ăstora, că totuși să construiești o astfel de rețea cu atât de multe detalii și destul de mulți oameni implicați în ea, înseamnă un lucru nu numai curajos, ne folosind acest termen în sens pozitiv, dar și extraordinar de multă muncă în a construi acest sistem. Până la urmă, cred că dacă își foloseau mintea profesională, ar fi putut să câștige în mediul privat mult mai mulți bani. Pe de altă parte, această implicare în zona poliției nu este decât o consecință a faptului că și această instituție a fost foarte puternic politizată. Și atunci legătura cu politicul îi face pe unii din acești oameni să creadă că toată lumea e a lor și că pot scăpa foarte ușor. Uite că lucrurile nu se mai întâmplă așa. Robert, e o instituție pentru care... Numai o secundă, o nuanță importantă și mă mulțumesc că m-ai făcut să o punctez încă o dată, dar e important totuși ca această instituție să fie lăsată să funcționeze de una singură. Fără ingerința politicului avem mare nevoie de acești oameni, într-adevăr, în marea lor majoritate oameni onești și profesioniști, care dacă sunt lăsați să-și facă treaba fără a veni cu un capac politic peste ei, sunt convinsă că aduc un beneficiu în societate extraordinar de important. A plecat domnul Sănicu.